Știți cum arată Monaco din Moldova? Cam așa. După câțiva ani de guvernare a lui Șor și a lui Tauber și a lui Madama, și am uitat cum o cheamă, deputată lor, Apostolova. Inundabilă. Localitate inundabilă, protejată cu sași de nisip. Ei au făcut întâi Orchei Land și concerte și tot ce vrei, dau un dig ca să nu fie inundat la ploi sau la topire de zăpadă. Nu le-au dat în gând să facă și acum iată-s protejați cu sași. Ca țările din lumea a treia. Monaco și Orchei Land. Mai vreți? Mai votați? Și aici construiesc ceva. Șantier în lucru, nu știu ce o să fie, da? Dar se construiește. Ce faci? Dar tu ce faci? El șofează, că atâta știe să facă în viață. Dar eu filmez, că atâta știu să facă în viață. Reguli tot ce vrei, dar nu scrie cine și ce construiește. Poate pe panou celălalt. Mă uit și eu dacă aveți panou informativ despre șantier. Centru comercial polivalent, hipermarket cu parcări și accese. Parcări care să fie inundate periodic. Kaufland o să fie băietei și avei. Înțeles? N-a să fie inundat Kauflandul ăsta, parcarea subterană. Sau aveți grijă să o faceți cu dig. Hai, davai. Șorheilândia. Trotuar pentru pietoni. Dar cui trebuie? Pietoni n-avem în Orchei, pețeți cu mașinși. Nici pe partea și ei. A, pe partea și ei este un trotuar, dar partea asta nema. Am filmat de atâtea ori și degeaba. Doar așa, echilibristică să faci. Pe digul improvizat din saș. Monaco de Moldova.